Și vă spuneam înainte de publicitate că au existat, că Rusia acuză mai multe explozii în Rusia și vom discuta despre asta în a doua parte a emisiunii, însă acuză atacuri și în Crimea. Ce vom vedea imediat sunt imagini de la o explozie care a avut, loc practic sâmbătă dimineața în Crimea. De asemenea, ce mai acuză Rusia? Atacuri cu drone și explozii în Crimea, inclusiv la baza aeriană Sakhi și în Sevastopol. Ucraina a lansat, zic rușii, peste 10 drone în timpul nopții de sâmbătă spre duminică. Deci, asta, ce vedeți, imaginile sunt de sâmbătă, iar sâmbătă spre duminică au mai venit încă 10 drone în peninsula Crimea, inclusiv 3 drone asupra portului Sevastopol, a susținut duminică dimineață guvernatorul instalat de regimul de la Moscova în acest oraș, Mihail Rezvojaev. Haideți mai întâi, vom ajunge și la hartă, dar mai întâi să vedem, pentru că tot ucrainienii au publicat imagini din satelit, domnule amiral, cu acel depozit, pentru că totul a început de săptămâna trecută cu un atac la un depozit din Crimea și ne arată, așa arată înainte și așa arată după. Dacă puteți să ne explicați, a fost un atac masiv din ce se vede aici? A fost numai o dronă a lovit, pentru că da? Vedem zona aceasta, celelalte oricum erau... Vedem că celelalte erau anterior. Tot lovite. Și ce-ar fi? Ce este în zona asta? Sunt 4 rezervoare de combustibil care au fost lovite și probabil... 4 din 12. Unul singur dacă a fost lovit, celelalte s-au propagat. Deci o dronă care a lovit aici. Câte drone au plecat ca să ajungă să lovească acest obiectiv? Asta depinde de cei care au, cât de eficientă este apărarea antieriană a Federației Ruse. Dar oricum obiectivul a fost lovit, misiunea a fost îndeplinită. Ce trebuie înțeles din tot contextul acesta este faptul că Ucraina lovește asemenea obiective, depozite de combustibil, probabil depozite de armament, de muniție ale Federației Ruse și normal că lovește pe teritoriul Crimeei, pentru că în momentul în care va declanșa ofensiva, rezerva de forțe a Federației Ruse este și pe teritoriul Crimeei. Ajungem imediat și la hartă, doar că înainte de a ajunge la hartă, aș vrea să vă mai arăt, domnule colonel, de această dată, să vă arăt, aceasta este imaginea cu o dronă tot publicată de la ucrainieni, însă este imaginea publicată de forțele ruse din Crimea. O dronă pe care ar fi găsit-o și spun ei că ar fi făcut acest atac. Poate să facă această dronă asemenea atacuri? Ce tip de dronă este? Dacă vă puteți da seama din această imagine, desigur. Eu am să vă răspund altfel. Vă rog, răspundeți cum doriți. Ca să înțelegeți, Maschirov, că această modalitate a Moscovei de a înșela opinia publică. Deci a făcut antam cu jucăria de dronă care a lovit în preajma catargului de pe Parlamentul Federației Ruse. Dar a uitat să spună că după aceea au trimis în Ucraina 24 de drone, dintre care 20 au fost doborâte de către antiaeriana armate ucrainiene. La fel acum, fac tantam cu dronele care au lovit Crimea, uitând să spună un lucru, că toate măsurile care le-a luat până acum Federația Rusă în sudul Ucrainei sunt în spiritul contracarării viitoarei ofensive ucrainiene. Două motive. Unu, retragerea populației. Vreți harta? Să dacă vedeți? Aveți, da. Avem, sigur, cum, n-am eu, am de toate. Am pregătit orice se poate și să iau, în schimb, să vă iau și altă culoare. Așa. În schimb, am să vă rog să ne spuneți foarte rapid, pentru că mai avem fix un minut. Vă rog. În câteva secunde. Deci e vorba de o retragere a populației, repet, doar a populației în sudul Hersonului și e vorba de un început de retragere a populației din zona centralei de la Zaporojie, vorba de centrala nucleară, către Marea Azov. Asta înseamnă că se așteaptă ca acea contraofensivă ucraineană, care nu va fi printr-un comunicat al statului major al Federației al Ucrainei, ci se va declanșa pe mai multe direcții, tocmai pentru a vedea care sunt punctele slabe. Revin,
undeva la 30 de kilometri în spatele actualului aliniament, Federația Rusă are tranșee foarte bine, foarte bine consolidate pentru a contracara eventuala pătrundere a trupelor armate ucrainiene. Vedeți că mulți își pun problema, Ucraina nu va învinge Federația Rusă. Nu se pune problema așa. Este clar că Ucraina vrea să câștige noi teritorii pentru a fi într-o poziție de forță la viitoarele negocieri, care în subsidiar sunt dorite tacit și de Kiev și de Moscova. Doar că în același timp, și aș vrea să închei cu această informație, dar, cum ziceam, vom lega toate informațiile și în partea a doua a emisiunii, consilierul lui Volodymyr Zelensky, Tamira Tasheva, a declarat pentru ediția poloneză a PAP că Occidentul le cere să lăsăm Crimeea. Ei susțin că Crimeea nu poate fi returnată, dar potențialele consecințe vor fi uriașe, atât pentru locuitorii peninsulei, dar cât și pentru Ucraina în ansamblu. Ei cred că ar trebui să renunțăm complet la încercările de a o recâștiga, a spus Tasheva. Vom discuta despre toate acestea, dar, atenție, avem și informații în exclusivitate despre un scandal în interiorul poliției române după negocierea de ostateci de vineri, unde s-a aflat că, de fapt, un interlop a fost chemat. Și despre circul făcut de fostul procuror șef din ICOT, imediat după publicitate.